Gino, săracul, a văzut că e foarte greu să-l stăpânească pe Mario. Mario e năzdrăvan. Asta e firea lui. Știi ce? N-ai ce să faci. Eu am două fete. O fată e aia mare, liniștită, aia mică e bombă. Bombă, poți să o bați, poți să o rup. Nu ascultă de nimic. Numai de vorbă bună. Și trebuie să fii domn, să o iei cu... Aia mare, când îi spuneam, când băteam pumnul masă, îngheța. Asta râde. Da, fiecare și altă... Asta e firea. Așa era și firea lui. Și Gino deja era un pic în respect foarte mult. Înțelegi. Și acum nu prea mai vorbesc cu el, că mă crezi când îl văd așa supărat. L-am văzut la meci acum, nebărbierii și este... Nici nu știu ce să-l întreb. Da, îi dau mesaje tot timpul și zic să, când a fost acum operat, să fii sănătos. Mă crezi că nici nu... L-a afectat mult problema asta. L-a afectat mult. Și el... lumea cine știe, că o crede că ăla... Eu nu vreau să-i țiu parte și nu vreau să mă bag, chiar că nu-i problema mea. Nici n-am voie să mă bag. Dar nu pot să-mi spui mie că la 240 la oră o lovitură nu-ți afectează capul, creierul, corpul. Chiar dacă rămâi, Dumnezeu a vrut să fie... să nu pățească altceva. Eu că lumea zice, da, ce domne, eu din ce știu, lăsă la o parte partea. L-a adus acolo vrăjeală să scape de... Nu e bine fizic, adică, mă rog, acum... N-ai cum să fii, lumea dar n-ai cum asta, să fii. Eu nu știu, că nu vorbești deloc, nu știu unde e. Nu vorbești delicat și da. Dacă îl întrebi pe Gino, schimbă vorba. Deci nici nu vrea să... Dar nici nu l-am întrebat. Atâta îi dau, când îi dau, a fost ziua lui Mario și am zis, sper să fie băiatul ok. Îi doresc numai sănătate. Și până la urmă e problema lui și e problema lor.